România caută un judecător pentru Tribunalul Uniunii Europene. Propunerea trebuie trimisă până la 1 octombrie 2018. Printre altele, candidatul trebuie să dea declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția de judecător la tribunal, precum și a faptului că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații. România trebuie să trimită propunerea sa până la 1 octombrie. Anunțul a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției în contextul punerii în aplicare a celei de-a treia etape a reformei tribunalului. Potrivit regulamentelor Parlamentului European și Consiliului, este necesar să se completeze 9 posturi suplimentare de judecători începând cu 1 septembrie 2019. Statele membre sunt invitate să își transmită propunerile pentru posturile vacante cât mai curând posibil. România se numără printre cele 9 state membre chemate să desemneze un judecător suplimentar la Tribunalul Uniunii Europene.